Am văzut cândva la o femeie care cosea și ni s-a întipărit așa, vin și îi spun lui soțul. Zic, așa frumoasă icoane cu asta o femeie și își cere voie încă la părinții, la biserică. Deci, și dar tu îi poți coasă? Zic, eu scruitoreasă, zic, cum n-am să pot coasă? Și că așa am început o iconiță, a doua, și un nepoțic, ea ca Ana Maria, asta e Sfânta Ana și cu Maria. La Șimii Mare, în Cusut, și apoi Mihaela, lui Mihaela, Lujana, mai am nepoția ca Bogdană, l-am, Beatricea, la tăți, pe nume. În Crușeliță din tăi am început acoasă. Și apoi de-am luat iconiță, am văzut iconiță și ne-a plăcut și m-am dus la biserică, am cerut voie, dar asta eu de mult, eu încă în Rusia am fost. Și acolo m-am dus la biserică și ne-a dat voie părintele, scos. În 2 zile eu cos, n-am de lucru pe lângă casă, ea ca în 2 zile eu o termin. A este mai mult, că sunt mai mari și mai... O săptămână, icoana cea e mare. O săptămână am cusut în ea. Eu niciodată n-am vândut, vă spun, și n-am luat bani. Am dat la sfei. Fiica mea mai mică, Mariana, e tot coasă, dar acum au venit pe o săptămână, e în Germania cu copiii. Chiar azi am vorbit, că am văzut două lucrările, am început, că să le dau, termină și fă ce vrei cu ele. Îmi pare rău că eu nu eram acasă, când au murit părinții. Și eu de atâta timp mă gândesc la dânsi. Lucrurii dăruiesc să folosească și cândva să aduce minte chiar că asta e la Lida, Andriuță.